Se duce o luptă în unii dintre noi între a avea bani puși deoparte și ce vedem prin filme și mai nou pe TikTok, YouTube și așa mai departe, oamenii care investesc și apoi trăiesc liniștiți fără să mai muncească. Dar tu vrei să vezi și banii acolo, dar tu vrei să nu mai muncești după aia. Și uite, lupta asta nu-și găsește multe răspunsuri. Pe unele încercăm să le găsim chiar acum la Neața. Ce oportunități avem în 2024? Adrian Măniuțiu a încercat să facă o listă. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, am zis să vedem care ar fi principalele 5 semne pozitive după care putem să ne ghidăm, sau 5 sfaturi principale după care ne putem ghida în acest an, astfel încât să și ajungem să avem ce să investim. Da? Pentru că investiția, evident, e un lucru bun. Aș începe cu un lucru foarte important care cred că setează cadrul pentru 2024. Ia! Goldman Sachs spune că am intrat într-un nou ciclu, un super ciclu chiar, adică o perioadă foarte lungă de creștere. Sigur că pare paradoxal, pare contradictoriu cu tot ce vedem în jur, dar ei ne spun, domnule, aveți încredere, aveți răbdare, că acum începe. Toată treaba asta e pornită de povestea tranziției energetice și investițiile în regenerabile, investițiile verzi. De ce știu, da? Că și după... de inteligență artificială. Deci foarte mult IT. Și au spus o să urmeze creșteri, joburi care vor fi foarte bine plătite, o piață care se va dezvolta și la orizontală, nu doar pe verticală. Asta înseamnă că vor avea mulți de profitat de pe urma acestei creșteri pe termen lung. Adică economiile vor crește, chiar dacă situația în 2024 pare încă turbulentă. Okay. Dar... la fel ca și în anii trecuți, buget personal trebuie să fie practic Biblia voastră. Bugetul personal 20, trebuie să 30, 50. Voastră. Monitorizați-vă cheltuielile, monitorizați-vă veniturile, faceți o radiografie foarte clară, altfel nu veți putea planifica. Trebuie să știți pe ce vă bazați. Dacă amânați decizia de a vă monitoriza veniturile și cheltuielile, nu o să știți care este punctul vostru de plecare și unde vă puteți corecta. Deci asta rămâne o chestiune extrem de importantă și în 2024. Pare trivial, dar e cheia succesului până la urmă. Nu sunt multe, da? Dar asta e una dintre ele. De asemenea, pentru că încă sunt semne de întrebare, chiar dacă unii sunt foarte optimiști și spun că anul va fi extraordinar de bun în ciuda aparențelor de acum, de la început, nu uitați să vă faceți acel fond de rezervă. Să fiți, mai ales pentru cheltuieli medicale neprevăzute, pentru lucruri care vă pot da peste cap, chiar dacă acum nu vi le imaginați, porniți la drum în acest an cu un fond de rezervă, cu acea sumă pusă deoparte, care nu vă permite o destabilizare. Păi, să știi, eu ți-am mai spus, de fiecare dată când îl aduci pe tatăl tău, pe care îl și salutăm în discuție, tatăl tău e un om foarte, foarte, foarte inteligent și care cred că acționează cum trebuie. Mă rog. Da. Tot el mi-a zis să nu mă îndatorez niciodată. Și nu l-ai ascultat. Iată, mai tocmai. Făcut se vede. Și ca să nu le mai spun eu, zic să pornim de la câteva sfaturi date de Warren Buffett, da, și pe care cred că le putem aplica și care ne ajută să acumulăm suma aceea inițială, că toată lumea ne ceartă și spune, bine că veniți voi deștepți la televizor, dați sfaturi și spuneți cum să facem din 10 lei 1 milion, ceea ce evident nu se poate. Îți trebuie o sumă de start, hai să vedem cum o putem construi odată ce ne-am făcut bugetul și avem și un fond de rezervă. Uite ce spune el, nu te împrumuta pentru lucruri care se depreciază, adică nu fă datorii pentru lucruri care își pierd foarte repede valoarea. Warren Buffett e tata? Da. Ce bine ar fi, nu? Din anumite puncte, nu, din anumite puncte de vedere. Așa? Nu cheltui aiurea, adică lucrurile de care nu ai nevoie și pe care tu le cumperi s-ar putea să te coste în viitor exact lucrurile de care ai nevoie, pe care fie le vinzi ca să-ți permiți lucruri de care nu ai nevoie, fie nu ți le mai cumperi deloc pentru că ai dat banii pe prostii. Hainele de designer, uite ce bine e să ai un tricou negru pentru că poți să-l porți un sezon întreg, știi? Dacă 48 era alb, era de negre mai... că ai dat pe el. Ai văzut, e cam pe acolo. Da, corect. Dar noi doi nu suntem un exemplu, știi, pe Răzvan? Da, mă, dar el e un domn, noi suntem mai golani, așa. Corect. Răzvan e un domn. Dacă mergem la o negociere cu Răzvan, îl lăsăm să intre primul, că cu sărăciile astea nu o să vorbească nimeni. Dar, mă rog, mergem. Depinde, mai... dacă trebuie să vindem... sau nu, să cumpărăm. Da, dacă cumpărăm, atunci mai bine intrăm noi. Uite, are gurca. Gurca, eu știu că e... Eu cred că l-a ascultat pe Warren Buffett. Da. Da, e important acest plan pentru mai târziu. Puneți deoparte, pentru că el spune așa, nu ai cum din sume mici să faci minuni, dar prin răbdare nu ignorați ceea ce s-ar putea atinge. Nu ignorați puterea asta de acumulare în timp.
Da. E foarte, e foarte important. N-ai cum, și asta am spus-o de fiecare dată, dincolo de mulți alții care propovăduiesc succesul așa, cu două, trei investiții. Fie ai bani și pe atunci îi rostogolești și câștigi din ei, dacă n-ai bani trebuie să compensezi toată povestea asta cu disciplină, consecvență și răbdare, să începi cu sume mici, să ai răbdare 4-5 ani, să se strângă cât de cât o sumă pe care apoi sigur că poți să o joci. Sectoarele în care poți investi în 2024 și care la nivel internațional, dar și aici în România, se anunță profitabile, stabile din perspectiva direcțiilor în care o ia piața. Clar, tehnologie, comerț electronic, partea de securitate cibernetică. Uitați-vă după firmele de securitate cibernetică, pentru că sunt la foarte mare căutate, e amenințarea anului în 2024 pentru marile corporații. Și uitați-vă și după, sunt mulți, după producătorii de chipuri. Chipurile, microchipurile, controlează absolut tot. Că vorbim de telefoane, de tablete, de frigidere, de mașini, de locomotive, de liftul din scara blocului. Semiconductori, chipuri, nu merge fără, vor fi pe creștere. Numărul 2, sănătate. Da. Uitați-vă la companiile din sănătate. Industrie pe zona de energie, pentru că în continuare rămâne un element de stabilitate principal, evident, agricultura în sensul industriei alimentare și industriei de apă, resurselor de apă. Și pe locul 5 aș pune resursele minerale, atenție, da, mineritul, pare ciudat, dar cred că suntem la începutul unui nou ciclu, chiar și în Europa. Se reconsideră mineritul în Europa, pentru că dependența de resursele din Africa și Asia s-a dovedit a fi toxică, a fi nocivă, a fi periculoasă. Pornesc tot mai multe campanii și tot mai multe demersuri de a porni din nou mineritul în Europa. Așa, Miron Cosma, președinte! S-ar putea, și atunci, din nou, cu sume mici, 200, 500 de lei, 800 de lei pe lună, ca poate fiecare, okay. Plasați-le într-o investiție diversificată și în timp, 3-5 ani, veți avea deja un punct de start foarte important. Da, n-am mai avut timp de punctele rele, de amenințările data anului, dar cred că cea mai mare amenințare pentru 2025, când vom deconta anul ăsta, e chiar anul pe care îl trăim. Vom vedea. Mulțumim. Altă dată. Data viitoare, lucrurile negative.